Mai multe persoane s-au adunat sâmbătă seară în centrul municipiului Suceava pentru a-și exprima solidaritatea cu activistul de mediu Daniel Bodnar, cel care în ultima perioadă a devenit victima agresiunilor după ce a sesizat mai multe posibile ilegalități cu privire la exploatarea pădurilor și transportul lemnelor. Pădurea e oxigen și siguranța cetățeanului au fost mesajele afișate de participanți. Și ceea ce am văzut pe Facebook, ceea ce s-a întâmplat unui frate de-a nostru, m-a impresionat și cred că nu este în regulă ca noi să fim, să nu luăm atitudine în fața violenței. Nu cred că ar trebui să așteptăm să întâmple și altcuiva sau să avem morți pentru a face ceva. Mai concret, ce așteptări aveți de la autorități? Pur și simplu fiecare să-și facă treaba pentru ceea ce este plătit, nimic altceva. Sunt sigură că este o corupție foarte mare și acolo. Eu sunt munteancă, sunt din Iacobeni. Pe noi ne-am amendat dacă luăm un simplu brad de Crăciun dintr-o livadă privată de la oameni și ei le cară cu camioanele întregi. Deci, nesimțire totală. Suntem alături de Daniel Bodnar și cel mai tare ne îngrijorează ceea ce se întâmplă cu el. Adică siguranța noastră este pusă din ce în ce mai tare în pericol. Pe lângă faptul că pădurile din România dispar, aproximativ 6 hectare de păduri dispar pe oră din țara noastră, dintre legale și ilegale. Și acest lucru mă îngrijorează și pe mine și pe toată lumea care trăiește în România, cred. Aș vrea să spun autorităților să fie puțin mai atente la ceea ce se întâmplă în jurul nostru și sloganul de la poliție cu siguranță și încredere aș vrea să fie respectat și să nu fie o lozincă. Adică toată încrederea și toată speranța noastră este în poliție și dacă sunt la 1-2 și încă te simți amenințat în continuare, este o problemă gravă în România în anul 2020. Evenimentul a durat 2 ore. Deși a fost o acțiune pașnică, în zona centrală au fost prezente forțe importante de poliție și jandarmerie.